Bună ziua, bun, eu sunt Maxim, pe care am păsări picute. În acest episod voi arăta păsările. Da, am fost de le-am adus o găleată de iarbă. Aștept să o termine pe asta și mă voi duce să le mai iau. Da. Aici și moțata. Ea nu prea vede, așa că trebuie să o aduc eu la iarbă. Da, nu vede din cauza moțului. Am adus-o aici pe ea. Adică uitați cum merge. Nu prea vede. A scăpat mie pe acolo câteva fire de iarbă și văd că ea cu cocoșul lui s-a oprit acolo. Apa, normal că a schimbat-o de dimineață și puțin mai devreme, doar că au multe toiar rațele, trebuie să le schimb iar. Le pun apa aici pentru că ele o murdăresc. Am avut-o ieri și am făcut o baltă imensă, știți, din episodul de ieri, adică tot așa vreau să mă uit și de ouă. Da. Rațele s-au dus acolo, rățoiul a rămas aici la iarbă. V-am explicat în episodul de ieri de ce nu le mai scot afară. Aici se pare că avem 4 ouă, trebuie să le mai pun pe aie în cuibar și în oala aceea din iesle. Pun acum un ou de rață și 4 de găină și este abia ora 11, ele se vor mai oua. S-a mai uscat aici unde și-au făcut ele balta, rațele. Și așa că am preferat să le pun aici, cu oala asta cu apă. Pentru că ele se părăcesc și va veni apa aici în groapă. Pentru că este o groapă aici. Se vede deja că s-a dus din apa acolo. Pentru că s-au bălăcit. Și mi se pare mai bine așa că nu mai fac apă prin toată curtea asta. Trebuie să le pun și lădița asta ori aici, mă gândesc, ori înăuntru, acolo. Este nuarat afară, astăzi. Mâine se anunță zăpadă. Dar eu mâine nu voi fi aici, voi fi acasă, așa că nu pot filma. Îl voi ruga pe tatăl meu, probabil, să filmeze, să vedeți. Dar în fine. Am să vă arăt cele în acest vlog. Îmi bate vântul cam tare afară. Adică am putut să ridice până și astea. Bine, aici înăuntru un graj nu este curent. N-are unde să vină. Pentru că în partea este peretele acela, pe aici nu are cum să vină. Și aici chiar este bine, nu se simte frigul, e chiar bine aici. Aici lângă este purceaua, e beton aici. Cățeaua care a făcut o groapă acolo. Aici mai este un coteț, doar că aici trebuie făcută podeaua și mai multe. Nu știu dacă voi ține ceva aici, acolo voi lăsa așa liber mereu. Da.
Asta porumba că a făcut prima o pe azi. Aștept să se mai o restul, să iau câte un ou sau două, cum iau în fiecare zi de la pitice. Și da. Deja au terminat mare parte din iarbă. Am să le mai aduc după prânz, la vreo două, când văd că am terminat, pentru că ele nu se lasă, nu o mănâncă pe toată. Cam în jumătate de oră va dispărea toată de aici. Nu va mai fi. Acesta este singurul episod pe care îl voi posta astăzi, pentru că eu mai trebuie să voi pleca și nu am gândit să filmez, așa că de-aia filmez acum. Dacă trebuie să punem și usturoiul și restul de arpagic, așa că, da, am urmat de treabă azi. Acum după episod vreau să aduc paie, toate cuibarile de la păsări. Și da. Îmi pare rău într-un fel că nu le mai pot da drumul în grădină, dar pe de altă parte nu vreau să-mi strice florile sau arpagicul sau via sau pomii sau altceva. Pentru că pomii sunt puși recent și sunt micuți și să nu le mănânce lăstarii, ar fi păcat de ei. Mă uit acum și văd că cocoșul acesta își face lansetele astea de pe spate, are și pe partea asta și pe partea cealaltă, uite o lansetă de culoare galbenă. Stați un pic, are pana acum și nu cred că se vede. În fine, am văzut mai devreme. Bate vântul cam tare, adică se poate observa penele găinilor cum fac și copacii. Da, găina bătrână nu mai are decât o pană în moț. Dar, da. Haideți să vă arăt și piticele și să încheiem episodul. Le-am dat inclusiv și piticelor iarbă. Scuzați penele de pe aici, doar că găinile deja văd că au început năpârlirea să le cadă penele. Am văzut asta și găinilor celor mari. Dar da, au avut mâncare până mai devreme, luială, porumb și grâu. Văd că au terminat, să le mai aduc. Le-am dat și lor iarbă, iepurița și toate cele sunt bine. Momentan nu au ouat niciuna, aici porumbei. Da. Am încercat să prind bărboasa asta galbenă. Da, nu prea reușesc. Toată familia aici de pitice, inclusiv iepurița. Oricum vreau să mut piticele, cap, găinile de cochinchina separat de pitice. Nu vreau să le mai țin împreună. Găina asta are creasta bătută. Și cocoșul are asta bătută. Dacă le vedeți că stai așa mai urât, este din cauza frigului. Și mai ales că ele sunt mici. Perechea tânără de cochinchina. Găina de 2019. Puica asta bărboasă, foarte faină. Galben cu albastru. Și încălțată. Amândouă sunt încălțate, amândouă bărboasele. Nu am vreo găină simplă.
Doar cocoșul acesta are foarte, foarte puțină încălțătură și nu cred că se pune. În rest, găina asta albă și cu cea cu gâtul galben sunt încălțate. Asta este golașă, aia golașă, bărboasele și na, asta care ar avea creasta bătută și care sincer s-a făcut frumos. Mănâncă și purița iarbă. Ea a crescut încălzătoare foarte mult bărboaselor. Și asta este într-un fel de bine. Lor le mai dau drum așa din când în când și stau cu ochii pe ele pentru că ele sunt mai puține și ele nu fug cum fug cele mari. Ele nu știu zona prea bine pentru că este mai mult pe aici și nu știu pe unde se ducă. Dar da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, să vă abonați, pa, pa.